Când eram mai mic, nu știam nimic și trăiam în lume mult mai fericit. Doruri mari și chinuri grele la inimă nu aveam, nici pe tine, mândră dragă, nu te cunoștea. Și-am ținut la tine ca la Dumnezeu, te-am iubit, mândruță, tot la pietul meu. Dar să spun la lumea toată că nu te ții de cuvânt, te-am iubit, mândruță, dragă, și m-ai părăsit. Hai, da, bânda, și... Miezul nopții sună, totul e-n tăcere, dorul după tine mă scală în picioare. Nu știu, Doamne, cum aș face ca să vin la poarta ta. Mi-ai răpit, mândruță, dragă, inimioara mea. Mult aș vrea să rămân așa, timpul loc să stai pe acest pământ, părul cap să nu balbească și să iubesc fericit, fața să nu se zbârcească și să fiu iubit. Părul cap să nu balbească și să iubesc fericit, fața să nu se zbârcească și să fiți iubiți. Fiți iubiți! Mulțumim, Pain! Părul cap să nu balbească și să iubesc fericit, fața să nu se zbârcească. Bravo, bandașii! Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Minunile lui Tămaș! Iată-ne și în mijlocul lunii decembrie, într-o duminică minunată aici în platou de la Luc TV Cluj. Și pentru că știu, sunt convins că sunteți nerăbdători să-i vedeți pe invitații de astăzi, o să invit aici, pe bine, alături de noi, pe Anca Țurcașiu! Bine ați venit! Suntem onorați și bucuroși că astăzi, deși știm că în majoritate toți artiștii, toți cei care trudesc pe bine în România, actori, cântăreți, compozitori, soliști de muzică ușoară, soliști de muzică populară, sunteți și suntem foarte aglomerați, sunorați și vă mulțam, Fain. Am făcut timp pentru tine, nu puteam fără minunile tale mulțam, să trăim. Mulțam, Fain, sunteți minunate. Cu mare drag, întotdeauna. La orice invitație suntem prezenți. Sunt bucuros că ați făcut un efort să fiți aici alături de noi și deja putem să începem să zicem sărbători fericite. O să aveți sărbători minunate după ce ați trecut prin minunile lui Tămaș. Dar până atunci vă invit aici la canapele ca să vă simțiți comoz, să putem
să începem emisiunea. Vreau să spun și eu, domnul Tămaș, că am văzut și eu lumină și am intrat. Dar cum să vă spun, cu astfel de oameni, cu astfel de artiști, talentați, frumoși, buni, cum să nu-ți fie drag? Și cu o doamnă faină, de asemenea, Sava, de Grean, și putați cu astăzi aici. N-avem cum să o ducem rău astăzi. Și o să încep astăzi cu Anca Țurcașin. Cu mine? Da. Cu ce? Anca, te-ai născut în București. București, Anca. În capitala noastră scumpă și dragă. Pe malul Dâmboviței, da. La maternitatea Giulești. Sigur. Și când erai mică, îți doreai să devii profesoară de chimie. Nu vine să cred. Bine, asta s-a întâmplat în liceu, pentru că m-am îndrăgostit de această materie datorită unei profesoare. Așa. Și chiar am făcut un liceu cu profil de chimie. Și am avut tot timpul în sânge chestia asta de pedagogie, de chimia. Mi-a plăcut pozitivă. Foarte mult să lucrez cu copiii și am vrut să mă fac profesoară de chimie și în primul an după ce am terminat, cu toate că mă pregăteam pentru teatru, am zis ca pe vremea aceea, că era pe vremea lui Ceaușescu când am terminat eu liceul, să am totuși o diplomă, știi, o bază, așa spunea cam toată lumea, lasă chestiile astea cu actoria și cu cântatul, că o să vină și ele, dar totuși trebuie să ai o bază, o diplomă în sertar. Și pentru că eram cea mai apropiată de chimie, am zis ia să mă duc eu să dau la chimie, să devin profesoară. Și am picat cu două sutimi. Deci sub linie. Și ăsta a fost motivul pentru care... Că ai picat, că n-ai picat din partea mea și din partea multor bărbați, că acum, chiar dacă suntem în post, rogu-vă să ne iertați. Ai o chimie sănătoasă, aspectoasă, ai o chimie atâta de interesantă și atâta de plăcută, că deja încep să invidiez pe mulți doctori somatologi. Totdeauna tu ai fost România, foarte drăguț și m-ai complimentat așa când ne întâlneam. Acum, ca și gazdă, o faci și mai mult. Ama, îți mulțumesc. Vrei să zici că nu e așa? Ba da. Ulterior, teatru a devenit viața ta. Cam așa, scândura. Surprinzător pentru noi, muzica nu prezenta interes pentru tine la început. Da, nu prezenta, am fost aruncată oarecum în scena muzicală dintr-o întâmplare, făcând școala populară de artă, pentru că mă pregăteam doar pentru teatru, să devin actriță, și pentru că părinții mei și în special mama a considerat că trebuie să mă pregătesc și vocal, ca și cântăreață, așa m-a aruncat, deci mama m-am împins așa, țin minte că mi-a dat un brânci pe scările școlii populare de artă, eu nedorindu-mi neapărat lucrul acesta. Ai 43 de ani, arăți superb, după cum am spus. Mulțumesc. Ești căsătorită cu medicul stomatolog Cristian Georgescu, aveți un fiu, Radu, de 15 ani. Eu consider că a ține în toată frumusețea ei o căsnicie contează foarte mult. Sunt aproape 17 ani în care suntem împreună zi de zi și chiar ieri, înainte să vin încoace, ne-am îmbrățișat și am spus hai să facem ceva, să ne relaxăm și să trecem cu bine peste momentul ăsta, un moment destul de dificil, și să mergem mai departe și să nu luăm razna. Să rămânem noi la fel, așa cum suntem Anca, de obicei. Anca, ce să înțeleg? Că a fost un moment dificil să te deplasezi până în capitala spirituală la Cluj-Napoca? Stai un pic, nu mă derută. Când auzi că e vorba de o întâlnire cu tine, normal, că n-a vrut să mă lase. Nu, am o satană acasă și nu mai întrebe altă, stai liniștit. Oricum, fără înțelegere și sacrificiu din ambele părți, altfel nu rezistă o familie, că de sfădit, cum se zice, în Ardeal, te poți în fiecare minut, dacă nu ai tactul... Înțelegeri. Necesar să rabzi. Și unul și celălalt. Și așa... Așa mai e, corect, corect. Da. Anca, Răducu? Răducu nu mai e Răducu, e Radu cel e Mare. Radu. Radu cel Mare și frumos. Da, da. E în clasa noua și nu prea știu ce face, pentru că s-a retras așa într-un cont de tăcere, având în vedere perioada foarte interesantă de adolescență pe care o traversează. Trebuie înțeles. Vă doresc copii adolescenți. Cât mai mulți copii adolescenți. O vârstă foarte dificilă. Da, da. Anca, noi să invităm aici pe bine să ne cânți ceva. Da, cu mare drag. Hai. Anca Țurcașin. Tengo marcado en el pecho
dicho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que ese amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor no sea más. Aplauze pentru Anca Surcaș. Surcaș, stați un pic! Păi da, că așa se numea familia mea pornită de aici, din Vinț. Vinț, îi aplaudați, stați că e de-a noastră! Surcaș! Anca Surcaș în emisiunea lui Tămaș. Anca, te invit aici, felicitări. Mulțumesc. Îl invit în platou pe Ghiță Ignat, alu Maria, a Mariei. Hai, Ghiță, unde ești? Ghiță-l-ai! Uită-l-ai! Hai să-l aplaudăm! Iată-l-ai! Minun, dai nicio muzică, eh? Ce să-ți dau? Minun, dai nicio muzică, așa să intru cum a intrat, domni artiști. Bună ziua, domnul. Bună ziua. Uite la el. Bună ziua, domni artiști. Bine a venit, Badighiță. Bună, bună, Relu, mă bucur foarte mult să te văd așa, întreg, în carne și oasă. Da, păi, în ce? În carne și oasă, așa. Ce vorbești de carne acum? Da, păi, aici, cum să nu vorbesc de carne? Uite, vreau să-i salut pe, pe consătenii mei. De, din căpățâna porcului. Aha. Și să le spun, bă, v-am spus că dau mâna cu Tămaș, bă, uite aici, asta e. Da, cum zic. Mai bine așa că te la mine, știi, și zice, ai, nu, stai să pui mâna pe tine, ca pe de mâine pot muri. N-am tot ce, te rog frumos, nu pune mâna. Așa-i. Deci, stați să vă prezint. Așa, trebuie să vă spun că Ghiță este din satul Căpățâna Porcului, din lângă Brașov, și este singurul țăran, bărbat, așa, așa, care a trecut examenul de admitere pentru, cum e la ea? Pentru... Pentru obținerea, nu? Da, obținerea, pentru obținerea diplomei, diplomei de, de asomare prin sacrificare. Prin sacrificare, prin sacrificare la comunitate de, după normele europene. Zău? Da. Deci, aplaudați-l! El e singur care o a absolbit. Așa, bă, complicată formula asta. E foarte complicat, Reluțu. Ce dacă să ne-au faci? Mâncat un... Dacă ne-au mâncat undeva, da. Asta e treaba. Acum trebuie să ne scărpinăm după normele europene, nu? Asta este. Ce să facem? Păi,
Reluțu, să știi că eu n-am venit de plăcere la cursurile astea, că am eu alte treburi acolo în gospodăria mea, dar m-a trimis primarul că vine Ignatul. Și cum nu mai avem voie să tăiem porcii, ci doar să-i sacrificăm prin asomare, riscăm să rămânem cu porcii vii în coteț și să ne dea afară nevestele din așa casă. Cum își asumă guvernul. Da, cum își asumă guvernul. Deci așa e și asomarea aia. Da. Da. Păi asta, guvernul... Parlamentari ăștia ne-au pus pe drumuri, Reluțule. M-au pus pe mine pe drumuri că nu mai am voie eu, țăranul Ghiță Ignat a Măriei, să-mi tai o porcă. Cum vreau eu, așa cum m-a tăiat și bunicul meu și străbunicul și taică-mi și eu. No, acum ne trebuie metodă și blândețe, mă înțelegi? Adică? Metodă și blândețe, adică blândețe. Mă, noi cum suntem țărani cinstiți. Da. Noi am încercat să facem lucrul ăsta. Blândețe. Pe cuvântul nostru am încercat cu blândețe să facem. Uite, un văr de-a meu care e mai deștept așa, a zis că, bă, eu îmi asomez porcul cu blândețe. A luat o butelie de gaz, a băgat-o în coteț și i-a dat drumul. Și o adormi porcul. Și o adormit și nu a suferit, crede-mă. Da, o adormit somnul cel de veci. Dar când o lua porcul și l-a acoperit cu paie și i-a dat foc, o exploda porcul. Doamne. O exploda porcul. Picioarele erau pe gard, căpățâna era pe acoperiș, iar urechile și codița... La căpățâna porcului. Nu, la căpățâna porcului. Era pe capul lui nevastă sa. De nevastă s-a făcut verde, albastră, neagră, că nu mai avea din ce să facă cârnațul, caltaboșul, toba. Și când l-a luat o tigaie și când mi l-a asomat pe vărul meu, de-o a dormit 3 zile și 3 nopți în coteț în locul porcului. Păi crede-mă. Păi cum să nu... Păi, am încercat aia cu blândețea. Da, dar stai că este... Metoda, nu? Ia. Trebuie să știi metoda, că dacă nu știi metoda... Nu metode. Ești... Păi cum? Metode. Este metoda prin electrocutare și prin împușcare. Mă înțelegi? Noi am încercat și pe ăsta. Uite, un vecin de-a meu, care e mai cumoț, a vrut să fie primul țăran din România care își asomează porcul prin electrocutare. S-a urcat pe stâlpul ăla de curent, a agățat firile de stâlp și s-a dus cu curentul în coteț, și? Ca să curenteze porcul, mă înțelegi? Și a asomat. A ieșit de acolo pârlit, negru, ca o cigăltoaca, nu porcul, ci el. Porcul de vecinul meu. Porcul de vecinul meu, că era să-și dea ortul popii nenorocitul. O sărma luce el. Păi da, că mi-i dator cu 10 saci de grăunță, de 3 ani. Și acum, uite, profit de ocazie să le spun, bă, consătenilor, să nu-i mai dați lui ăsta lui Vasilică Căcărău nici o grăunte, că nu vi-l dă înapoi. Cum îl cheamă? Căcărău. Da, așa. Păi și cum ai dat examenul ăla, zi? Păi, anul trecut, cam tot pe timpul ăsta, primarul îmi trimite unul de la UE, din Uniunea Europeană. Aha. Da, pe un domn mister. Ca să vadă cum tai eu porcii. Că eu sunt tăietor din moși strămoși, înțelegi? Au venit să vadă cum tai eu porcii și domnul el. Hello, hello, eu, alo, alo. Și îi zic, go tu la porc. El a zis că let's go. Noi am lăsat lățul acolo și am plecat cu gău. Așa. No. Și dacă am ajuns acolo la coteț, Relule, era un fric de ne crăpau dinții în gură. Și am zis lui Măriuca, go to la anesthetization, așa. La Măriuca. Da, lui Măriuca. Și misterul ăsta a zis și el, go, go, go. Și Măriuca, cum știe engleza, s-a dus și a venit cu un litru de gin ars, așa mai slăbus de vreo 60 de grade. Anesthetization. Da, și eu go, și el go, go, și eu go, go, și el tot go, go. Și lui Ghiță, lui dânsul, lui porcul, i-am dat și lui că go. Și go, ho, 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 grâl, 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 ca să aibă și el curaj, mă înțelegi? No, până ăsta, domnul mister ăsta, a făcut lat gău. Da. O făcut lat gău, o căzut acolo și s-o trezit doar când era porcul deja cârnaț și tobă. Și o zis, ok, eu am zis, okay. Și uite, m-am trezit aici la Cluj. Să-l aplaudăm pe Ghiță Ignat, alu Maria, a Mariei. Asemenea, șef.